Bună ziua, mă numesc Petre Moraru, am fost și încă mai sunt actor la Teatru Mic. Încă mai sunt pentru că de mai bine de 10 ani fiind pensionar, sunt colaborator al Teatrului Mic București. Chiar astăzi mi-am adus aminte, venind, i-am povestit lui Eugen Cristea, zic, Doamne, Brașov, eram în 1987, și am venit cu Mielul Turbat al lui Baranga. Eu nu jucam în spectacol, dar am vrut neapărat să stau în sală să-l văd, pentru că Florin Călinescu făcea un rol senzațional în spectacolul ăsta. Lângă mine era o pereche, tineri, de vârsta dumneavoastră. Și pe la mijlocul spectacolului îl aud pe băiat spunând, torcându-se la fată și spunându-i așa: ăștia de la Teatru Mic sunt complet demenți. Acum 6 luni s-a întâmplat ce s-a întâmplat în Brașov și au venit cu nenorocirea asta, spectacolul fiind oricum total nepotrivit pentru evenimentele care au avut să loc în Brașov. A fost meritul domnului Săraru, nu pot să spun. A avut curajul să vină cu un asemenea spectacol. Noi, având aproape fiecare an o stagiune, o săptămână jucând în Brașov. Pe poetul și scriitorul care își lansează astăzi volumele, cum i-ați cunoscut? Întâi l-am cunoscut pe domnul Tei și cu ajutorul domnului Tei l-am cunoscut și pe prozator. Iar astăzi voi încerca să povestesc amintiri din teatru, lucruri inedite pe care sunt convins că majoritatea nu le cunosc. Și este păcat ca odată cu dispariția mea să dispară și aceste amintiri. Mai am o mare surpriză legată direct de Brașov. Mai precis de teatru. Nu puteți dezvolui? Nu. Păi dacă e surpriză, e surpriză. Și rămâne că tot e un domn care s-a recomandat să cânt parte dintr-un grup francez, să fie, cum ar spune dânsul, pur la bombuș, adică bomboana pe tort.